Mulțumesc, domnului președinte UDMR. În continuare, permiteți-mi să-l invit la cuvânt pe vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova, domnul Vladimir Cebotari. Stimate domnule președinte Liviu Dragnea, stimați delegații ai Congresului Partidului Social Democrat, stimați invitați, stimate domnule Stanișev, doamnelor și domnilor, noi ne bucurăm astăzi împreună cu colegul meu Dumitru Deacov să ne aflăm tradițional la acest eveniment important pentru dumneavoastră. Am venit de la Chișinău pentru a vă transmite salutările și că suntem alături întregul Partid Democrat din Moldova, președintele, domnul Vlad Plahotniuc, dar și o bună parte a cetățenilor noștri. Și că tot ceea ce se întâmplă aici, la București, este important și pentru noi, acasă, la Chișinău. Doamnelor și domnilor, vreau să vă confirm în fața dumneavoastră că PDM, guvernul și coaliția de guvernare de la Chișinău susțin puternic drumul european al Republicii Moldova și în mare parte apropierea Republicii Moldova de România. Moștenirea istorică și culturală care o avem, aspirațiile noastre europene, reprezintă temelia foarte solidă pentru ca țările noastre să devină din ce în ce mai apropiate în toate politicile pe care le adresăm. Apreciem foarte mult sprijinul pe care îl oferă constant România guvernelor de la Chișinău, indiferent de guvernele care au fost aici la București. Dar mai cu seamă acest sprijin s-a văzut în perioada guvernărilor Partidului Social Democrat. Datorită apartenenței la aceeași familie politică, dar și ținând cont de aceea ce au făcut guvernele social-democrate din România pentru Moldova, este clar că dumneavoastră sunteți cel mai bun prieten al nostru politic și consider eu al țării noastre în general. Vedem deja că și noul prim-ministru, doamna Viorica Dăncilă, a manifestat aceeași politică deschisă față de noi, prin cea mai recentă vizită care s-a realizat la Chișinău. Vizită de altfel replicată de doamna primar al Bucureștiului. Considerăm că aceste vizite trebuie să fie din ce în ce mai dese. Este important de menționat acea ambiție pe care o are astăzi Partidul Social Democrat de a încerca să echilibreze, să stabilească egalitatea de gen în conducerea partidului. Este o bună practică și vă îndemnăm pe toți să ne dați un bun exemplu pe care să-l putem prelua și noi. Doresc să subliniez un lucru foarte important, stimate gazde. PSD a înțeles întotdeauna exact care sunt mizele la Chișinău, dar și politica noastră externă. Am văzut în mod constant cum reprezentanții PSD în structurile politice europene au pledat cauza Republicii Moldova. Am văzut și că s-a înțeles foarte bine aici care este miza politică și, de fapt, că Republica Moldova îmbrățișează o cale prea europeană. Republica Moldova nu trebuie să rateze șansa de a se integra cât mai mult în Uniunea Europeană. Acest pragmatism, însă, noi îl împărtășim din cauza suportului pe care îl avem aici. Stimați colegi, Guvernul Republicii Moldova, așa cum am spus, este unul pro-european, dar unul care produce rezultate pentru cetățeni, pentru oameni. Despre aceasta vorbesc cifrele, creșterile economice pe care le-am realizat, cele mai recente reforme structurale ale pensiilor, creșterile în salarii care s-au realizat pentru unele categorii de angajați în mod special în sectorul public, dar și cele mai recente proiecte naționale de infrastructură care nu au precedent pentru noi.
De altfel, pe unul din aceste proiecte, așa cum am numit și domnul Călin Popescu Tereceanu, noi l-am numit Moldova pe drumul cel bun. Multe măsuri pro-business au fost luate de guvernul PDM. Noi vrem să aducem mulți investitori în țara noastră. În mare parte ne dorim ca acești investitori să fie de aici, din România. Un bun exemplu în acest pas este și achiziția companiei Westmont Transgaz de către compania românească din sectorul energetic. Investițiile românești sunt mult așteptate între Prut și Nistru. Mizăm mult pe ele în continuare. Aș sublinia în acest context că România este deja cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova și am toată încrederea că această poziție se va menține și în anii care vin. Ținem mult și la proiectele de interconectare energetică, cum este mai ales gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Alternativa energetică pentru Moldova înseamnă inclusiv consolidarea independenței noastre și a drumului nostru european. Ne bucurăm că avem sprijinul dumneavoastră în această dimensiune, dar cum avem sprijin și pe alte dimensiuni, precum modernizarea infrastructurii școlare, construirea de rețele de apă și canalizare, renovarea monumentelor istorice și multe altele. Am făcut de asemenea reforme importante în ultimii 2 ani, precum ar fi consolidarea sectorului financiar bancar. După cum am zis, reforma pensiilor, a guvernului, prin care au fost și reduse numărul instituțiilor publice sau instituții cu funcții de control, dar și o reformă importantă care se află în curs de producere este reforma justiției. Ne dorim o justiție pentru cetățean, care să ofere siguranța cetățeanului oriunde el s-ar afla, dar nu să servească careva instituții sau persoane aparte. Faptul că suntem în an deja electoral ne determină să reducem riscul modernizării, riscurile care pot aduce neefectuarea modernizărilor sau reformelor. De aceea noi suntem și mai fermi în acțiunile pe care le-am lansat. Stimați invitații ai Congresului PSD, Republica Moldova știe bine în ce situație geopolitică noi ne aflăm și dumneavoastră cunoașteți acest lucru. Guvernarea noastră înțelege că avem o singură cale pe care trebuie să o accelerăm, integrarea în Uniunea Europeană. Pentru noi, cei dintre Nist și Prut, la fel este de important ceea ce se întâmplă în dreapta Prutului. Și deoarece pentru noi, Uniunea Europeană începe de aici, din România. Noi observăm că România a progresat mult de când a devenit membra Uniunii Europene. Am văzut cum s-a dezvoltat infrastructura, cum s-a îmbunătățit funcționalitatea instituțiilor, cum a crescut nivelul de trai al cetățenilor, cum au fost implementate multe proiecte în favoarea comunităților locale. Noi știm și dumneavoastră știți că în mare parte cei mai importanți pași s-au produs în timpul guvernărilor Partidului Social Democrat. Noi ne dorim să putem urma și noi exact aceleași exemple de succes care s-au întâmplat aici în România. Vă asigur că România este prețuită în Republica Moldova, că românii sunt considerați prieteni, frați și că vrem, cum spunem pe la noi, să ne ținem de neamuri. Stimați delegații ai Congresului PSD, stimate domnule președinte Dragnea, am spus că 2018 este un an foarte important pentru Republica Moldova, fiindcă la sfârșitul acestui an vor avea loc alegeri parlamentare. Iar alegerile la noi sunt diferite de cele din România, fiindcă întotdeauna au o încărcătură geopolitică. La București, dacă câștigă un partid sau altul, se schimbă guvernul, dar nu se schimbă și orientarea politică externă a țării. La Chișinău însă există riscul ca alegerile să aducă la putere un guvern anti-european și un guvern anti-românesc și un guvern care să rupă acordul de asociere Republica Moldova și Uniunea Europeană și să întoarcă țara
către o direcție greșită. Un astfel de scenariu este profund negativ pentru viitorul Republicii Moldova și cu siguranță nu este dorit nici la București și nici la Bruxelles. Și cu siguranță că această o posibilă întorsătură își va lăsa o amprentă și pentru alegerile din 2019 din România. Avem nevoie de această dată să fim sprijiniți și o manifestare și mai puternică a României și a Uniunii Europene pentru cetățenii noștri. Pentru ca cetățenii noștri se capătă o încredere sporită în drumul nostru spre vest. Bătălia pentru viitorul european al țării noastre este încă în cumpănă, iar acest gest de susținere, orice ajutor, doar va valora dublu sau triplu în această perioadă. Pentru a realiza toate acestea, este nevoie de o guvernare puternică aici, la București, și vă dorim dumneavoastră, Partidului Social Democrat, să realizați acest obiectiv, iar ziua de astăzi să fie la fel de importantă pentru această realizare. Vă doresc, stimați colegi din PSD, mult succes în activitatea politică și de guvernare și vă așteptăm întotdeauna cu mult drag la Chișinău. Vă mulțumesc!